La Gura Humorului, în perioada 2-4 octombrie 2015, a avut loc Festivalul Internațional de Film, Diaporamă și Fotografie Toamnă la Voroneț. Festivalul se află la ediția cu numărul 35 și, în fiecare an, aduce împreună regizori de film și artiști fotografi din România și din străinătate. Festivalul s-a născut în anul 1981. Au fost organizate aceste festivaluri ale cineamatorilor tocmai pentru ca producțiile realizate în cadrul cineclubului să fie puse în valoare, să intre în competiție și în felul acesta să fie și un stimulent pentru cei care acționau în cadrul cinecluburilor. Festivalul de la Gura Humorului era un festival de poem cinematografic și diaporamistic. Cei care dețineau ponderea principală în festival erau diaporamiștii. S-au alăturat și realizatorii de filme, realizatorii amatori de filme. Sâmbătă 3 octombrie 2015, în cadrul festivalului, a avut loc vernisajul expoziției de fotografie româno-chineze Terra Color, sub patronajul Ministerului Culturii și Ambasadei Republicii Populare Chineze în România. Și această expoziție face parte din cadrul Festivalului Fotografiei Chineze în România, un festival organizat de Asociația Eurofoto Art sub patronajul Ministerului Culturii. Festivalul a fost lansat luni la Biblioteca Națională a României, unde am prezentat, într-o variantă și mai mare, 150 de fotografii realizate de artiștii fotografi din cele două țări. Publicul vizitator are posibilitatea să admire mai o serie de fotografii care, în opinia mea, din punct de vedere a valorii artistice, se situează la un nivel foarte ridicat. Premiile din cadrul secțiunii de film documentar s-au acordat pentru cel mai bun film documentar, pentru film turistic, film studențesc și premiile speciale ale juriului. Premiul pentru cel mai bun film turistic a fost acordat producției Misterele Bisericii Boierului Curt, realizat la TVR Iași, regia Gabriela Baiardi și imaginea Relu Tabără. La secțiunea film studențesc s-a acordat premiul de imagine pentru filmul Fereastra, imaginea fiind semnată de către Florina Varna. Premiul pentru regie s-a acordat filmului Julia din Belgia, iar premiul pentru cel mai bun film studențesc a fost acordat filmului Echilibru, a cărui regie este semnată de către Alexandru Badea și a cărei imagine este semnată de Ștefania Grigorescu. Marele premiu pentru cel mai bun film documentar al Festivalului Toamnă la Voroneț 2015 a fost obținut cu filmul Regina, în regia lui Manuel Abramovic, din Argentina, imaginea fiind semnată de Juan Renau. ¿Ese de acá te sigue molestando o no? Se mueve mucho, pero es porque le faltan los precintos. Si querés ponemos precinto, mami. No. Si te mueves, ¿se te cae? Sí, se mueve mucho. ¿Y está muy apretado? Invitatul special al ediției cu numărul 35 a Festivalului Toamnă la Voroneț a fost regizorul Dan Pița.